Consilierul județean Haralambie Vochițoiu a demarat campania de strângere de semnături pentru diminuarea cu 25% a prețului apei în Valea Jiului. Campania vizează orașele din această parte a județului Hunedoara și oamenii care, în opinia politicianului, nu mai pot plăti facturile. În paralel, Vochițoiu a inițiat și un proiect de hotărâre care îl va susține cu semnăturile oamenilor din vale în prima ședință a Consiliului Județean Hunedoara. Eu estimez că în 2-3 săptămâni vom strânge acest număr de semnături necesare, astfel încât în prima ședință ordinară a Consiliului Județean să mergem cu acest proiect de hotărâre și cu semnăturile aferente în spatele lui, și eu cred că în acel moment administrația publică județeană va face ceea ce trebuia să facă de multă vreme, să acordeze prețul sau tariful la metru cub de apă potabilă pentru consumatorii casnici, repet, foarte important, să-l raporteze la costurile pe care le are regia de apă și, bineînțeles, la limita suportabilității zonei acesteia a Văii Jiului. Vochițoiu a spus că prețul apei poate fi ajustat așa încât toți oamenii din această parte a județului să-și permită să și plătească, nu doar să fie dator la apa serv.